punct de început. Îl cunosc pe Walter de când am venit în București. Cam după o lună, două, după ce vin el în București. L-am cunoscut și personal, să zic, am vorbit cu el direct. Și ne-am împrietenit. Și am ținut legătura foarte mult. Și când am venit ideea cu inițiativa CITAM, cu a pune totul de la zero, nouă biserică, m-a încântat foarte mult. Era un lucru pe care mi-l și doream. Adică a fost o completare la ceea ce îmi doream eu. Deci nu era ceva second choice, să zic că asta e prima opțiune și asta e a doua, cam unde e vrea. Nu, nu. Eu îmi doream o lucrare nouă și un alt spirit, un alt de, să zic, o altă abordare, o altă viziune, o altă atitudine. Dacă ne dorim să facem o lucrare, Hristos trebuie să fie primul plan. CITAM is aiming in Romania to establish a ministry with an emphasis on discipleship. We want to see Christians who are built up in the Word of God, who understand the Word of God, whose lives are fashioned by the Word of God, and who are daily walking with the Lord, and their lives are obvious. Because we want to make a practical difference. We want to be seen, to be felt, to be heard in the community. Oamenii de la CITAM au un suflet mare și sunt gata să-i slujească pe alții în primul rând, înainte de orice. Asta văd eu în ei și asta pe mine mă inspiră. Pentru că este un lucru greu să-i slujești pe alții. Pentru că asta înseamnă renunțare la foarte multe și renunțare la tine în primul rând. Și asta văd eu că se întâmplă aici. În momentul ăsta suntem o familie. Și ce vrem să facem? Vrem ca familia asta să se mărească. Și fiecare membru nou care intră în familia asta să simte într-adevăr ce este o familie. Și cred că oamenii de asta au nevoie. Au nevoie de o familie adevărată. Vrem să fim lumină. Vrem să fim lumină. Vezi, noi nu ne-am propus să ajungem o mare. Ceva mare, știi? Noi ne-am propus să cei din jurul nostru să-L vadă pe Hristos în noi. Asta vrem, de fapt. Ca oamenii să vadă altceva în noi, să se întrebe ce-i cu persoana asta și să vrea să vină și să fie cu noi, ca noi. Suntem rezultatul a ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Și împreună ne-am dat seama că facem mai mult decât separat și s-a născut absolut natural proiectul ăsta. Cred că fiecare am fost motivați de începutul ăsta nou, de un nou început, de un început fresh, de un început ceva diferit, ceva altfel de ce am trăit înainte. Cred că fiecare dintre noi, ca și familie, am vrut ceva nou, un fresh, un start, o chestie nouă, o chestie de la început. CITAM pornește construcția de la nucleu, nu pornește construcția de la un întreg spre interior. CITAM pornește construcția de la interior spre exterior, exact ca stejarul. Că pui sămânța copacului în pământ și începe și crește o ramură. Exact asta face CITAM. Implementează ideea de familie, de ajutor, care ea după aia duce rod. We are so optimistic to see what God is about to do. Our hearts are expectant. We know that, sure, the Lord is doing something and He's about to do something with this city. Of Bucharest, Romania, Europe, and we are happy about everything. Yeah. And as an individual, I personally, as a pastor's wife, I'm so looking forward, and I know I have a call of God, and God has been confirming to me individually that we're in the right place for His purpose. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne folosească în a deschide noi drumuri, a deschide, a bătători noi cărări, a fi ca vaporul ăla care sparge gheața, care curăță drumul, pregătește drumul.
Cred că pentru asta suntem, cel puțin eu și familia mea, chemați. De asta momentul, citam, momentul ăsta de fresh, pentru noi a venit la fix, ca să zic așa. For me, Jesus Christ is my personal savior. But apart from being my personal savior, he is my friend. He is the one that sticks closer even than a brother. He is the one who loves me just the way I am and died on the cross for me. And this is what I believe, and this is what our church family is all about. That Jesus Christ is the answer. He's the answer to the many questions that we have. He is the answer to the problems that the society is facing today. Jesus Christ is the answer. And many of us today may be wondering, what should I do? Where should I go? We stand here to tell you, Jesus is your answer. Reach out to him as he is already reaching out to me. You're the spoon come, you can say the name.